Lotul masculin de lupte libere al României se pregătește la Complexul Olimpic de la Izvoran pentru campionatul european de săptămâna viitoare de la București. 7 dintre cei 10 membri ai lotului de lupte libere sunt legitimați la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. George Bucur va lupta în limitele categoriei 65 de kg, este unul dintre veteranii lotului olimpic, în timp ce Michael Manea se va lupta la categoria 97 de kg și urmează tradiția familiei în acest sport. La acest campionat european vreau să văd o evoluție din partea mea, vreau să văd progres și vreau să văd curaj ca să fac ceea ce simt eu că pot să fac. Pentru mine campionatul european de la București înseamnă foarte mult, ținând cont că e în țara noastră, e la noi acasă. Eu sper să prind o zi bună, să-mi fac treaba și să fie totul ok. O să am aproape familia care o să mă încurajeze, care tot timpul au fost alături de mine și m-au încurajat, prietenii. Și suntem lumea acasă și cred că o să dau tot ce e mai bun de mine. Nicolae Ohlopkov și Omar Hashab Nazmudinov au obținut deja medalia anul acesta la turneele internaționale din Rusia și Bulgaria. Vreau să lupt cât mai bine, dacă pot, să aduc o medalie. Au avut o pregătire bună, antrenorii au avut grijă ca sportivii să fie pregătiți bine și își doresc foarte mult ca acest campionat să le aducă în palmarezul lor cu o medalie. Reprezentantul României la categoria 70 de kg va fi Evgeni Volkov, în timp ce la 74 de kg va lupta Maxim Vasilioglu, vicecampion european la categoria de vârstă sub 23 de ani. M-am pregătit foarte bine pentru acest campionat european și sunt hotărât să obțin o medalie. Pentru mine asta e stimul și eu vreau acolo foarte bine să lupte. Campionatele europene de lupte pentru seniori vor avea loc la sala polivalentă din București în perioada 8-14 aprilie, iar intrarea va fi liberă.